Situația se menține gravă în spitale, unde saloanele sunt pline de bolnavi, iar printre aceștia mulți sunt medici sau asistenți. Aproape 3400 de angajați din unitățile medicale au fost infectați de la începutul pandemiei și până acum. 23 au fost răpuși de cumplita boală, 8 medici, 6 asistente, 3 asistenți de pe ambulanță și 6 angajați din personalul auxiliar. În Spitalul Clinic de Urgență din Galați se internează acum doar cazurile grave din cauza unui focar de coronavirus. Angajați din secțiile de cardiologie, chirurgie, oncologie, dar și de la unitatea de primiri urgențe au fost confirmați pozitiv. Au fost raportate oficial 63 de îmbolnăviri din rândul cadrelor medicale. Vorbim despre medici, asistente și infirmiere din 8 secții și despre o liftieră. În 2 dintre aceste secții a fost făcută deja dezinfecția și în scurt timp activitatea va putea să fie reluată. Peste 30.000 de cazuri au fost confirmate de la începutul pandemiei în România, iar 3.372 de persoane sunt angajate în spitale. Dincolo de îmbolnăvirea colegilor, medicii vorbesc despre oboseala și stresul prin care trec de 4 luni încoace. Unii au ajuns la epuizare. Toate secțiile de terapie intensivă din țară sunt la fel de solicitate ca și noi. La spitale suport, sunt la fel de obosiți și epuizați. Situația este tensionată și la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde cei 6 medici din secția de terapie intensivă au anunțat că își dau demisia dacă nu va fi suplimentat personalul. Până acum au fost ajutați de medici, rezidenți și specialiști detașați de la alte spitale din țară, însă aceștia vor pleca în curând. Dar însemna că după tura de 6 ore care trebuie efectuată în fiecare zi conform programului de lucru, ar urma garda care s-ar întinde până a doua zi dimineață, urmată iar de o tură normală, ceea ce înseamnă 30 de ore de lucru neîntrerupt. Probleme sunt și în sudul țării, în Argeș. Secția ATI de la Mioveni a fost închisă după ce medicii care au asigurat permanența timp de 3 luni, trimiși de la Spitalul Județean Pitești, au cerut concediu de odihnă, iar în județ numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere. În momentul ăsta al transmiterii comunitare, foarte greu să depistezi focarul. Ei umblă, pentru că toată lumea umblă. Nu ești atent, te întâlnești cu cineva, stai la povești și persoana respectivă este contaminată, dar nu știe că e asimptomatică. Sau poate știe, dar se plimbă pentru că nu îl interesează. Sunt cazuri în comunitate, sunt cazuri în instituții publice, sunt cazuri în spitale. Revenirea la o formă instituționalizată de izolare și de carantinare a cazurilor suspecte și a cazurilor pozitive, cred că este momentul să ne gândim foarte serios la aceste măsuri și să găsim forma prin care putem să le aplicăm. Chiar dacă nu mai există cadru legislativ pentru o perioadă, noi sperăm că la jumătatea săptămânii viitoare să avem acest cadru legislativ, trebuie să respecte aceleași reguli. Cei care sunt asimptomatici sau care solicită externarea să meargă în izolare voluntară la domiciliu până măcar 14 zile. Cei care se simt rău să se prezinte la unitățile de primire urgențe, da? Să evalueze starea lor de sănătate. Sunt și vești bune. Pentru moment, în Arad, unul dintre județele grav afectate la începutul pandemiei, oamenii răsuflă ușurați după ce sute de bolnavi s-au vindecat. Am reușit să oprim focarele din spital. În punctul 2 de vedere al Direcției de Sănătate, am avut noroc cu partea de sponsorizări pe teste PCR, astfel încât am putut să eludăm legislația și să testăm masiv. Am eradicat în 2 săptămâni toate focarele din Arad și toți i-am internat în spitale. Iar acela, din punctul meu de vedere, a fost momentul zero. Așa s-a ajuns ca acum în Arad să fie un singur bolnav de COVID-19. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.